E 1 martie, e prima zi de primăvară. Spre atenție dumneavoastră, dansul primăverii. Aduc aminte ce oameni și ce vremuri mai erau pe atunci, ce tradiții frumoase la care luam parte cu atâta dragoste. Yeah.
scâmpire, când ai socerile, nu oprește nimic primăvara. Primăvara, primăvara, te amintești a câta oară de o mină dragoste din tâi. Primăvara, primăvara, te amintești a câta oară de o mină dragoste din tâi. Este goană glitere, 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 Привіть,
Prin vecime, pe data de 1 martie, Mărțișorul se dăroia înainte de răsăritul soarelui, copiilor și tinerilor, fete și băieți deopotrivă. Șnurul de mărțișor alcătuit din două fire de lână răsucite, colorate în alb și roșu sau în alb și negru, reprezintă unitatea contrariilor, vara, iarna, căldură, frig, fertilitatea, sterilitatea, lumina, întuneric. Șnurul era legat la mână sau purtat la piept. El se purta de la 1 martie până când se arătau semnele de biruință ale primăverii. Să aude cucul curtând, înfloresc cireșii, vin berțele sau rândunele. Atunci, mărțișorul fie se lega de un trandafir sau de un pom înflorit, ca să aducă noroc, fie era aruncat în direcție de unde vineau păsările călătoare, rostindu-se, ia mine grețele și dă albețele. Mărțișorul, un vestitor al primăverii. Începem cu o ghicitoare. Ce obiect este mic, frumos și are legat de el un șnur alb cu roșu? Răspunsul este mărțișorul. Cuvântul mărțișor este numele popular al lunii martie. Se spune că de mult, acum peste 5.000 de ani, anul nou începea la 1 martie, nu la 1 ianuarie ca și acum. Și de aceea, oamenii obișnuiau să ofere celor dragi un mic cadou de anul nou. Acum, mărțișorul se oferă tot ca și un cadou, dar nu de anul nou, ci de începutul primăverii. De ce? Aflăm acum de ce! Sunt multe legende despre mărțișor, iar noi astăzi vom afla una dintre poveștile legate de mărțișor. Se spune că în vremuri îndepărtate era o femeie care avea un fiu. Acesta s-a căsătorit cu o fată de care mamei lui nu îi plăcea deloc. Ca să-l necăjească că nu a ascultat-o și a făcut ce a vrut el, într-o zi, mama soacră și-a trimis nora la râu să spele un ghem de lână neagră până va deveni albă. Fata a plecat la râu, a început să spele lână, dar aceasta nu se curăța. Rămânea tot neagră, iar fata trebuia să se întoarcă acasă cu lână albă. Atât de mult a spălat fata lână în apa rece ca gheața a râului, încât degetele au început să-i sângereze. De atunci, cele trei culori de la lână spălată la râu, negru, alb și roșu, au devenit un simbol al puterii, schimbării și iubirii. Cele trei fire de lână au fost legate de diferite monede și purtate la gât, de aici pornind tradiția mărțișorului. Cu timpul, forma mărțișorului s-a schimbat. Din trei fire au rămas doar două, roșu și alb. Iar acum, obiectele de care sunt legate firele de ață sunt realizate din ceramică, mărgele, flori, metale și pietre prețioase. În majoritatea zonelor din România, mărțișorul este oferit de băieți fetelor. Doar în zona Moldovei, mărțișorul este oferit de fete băieților. Mărțișorul se poate purta legat la mână, sub formă de brățară, sau în piept, sub formă de broșă. Sărbătoarea mărțișorului se mai întâlnește la bulgari, în Macedonia și în Albania. Această zi specială, 1 martie, nu este doar despre oferirea de mărțișoare, ci și despre sărbătorirea sosirii primăverii. Ne luăm rămas bun de la zilele reci și întunecate de iarnă și începem să ne bucurăm de zile mai calde și de mai mult soare. Mărțișorul este un simbol al speranței și al fericirii. V-ați pus vreodată întrebare ce este mărțișorul și cât îl portăm? Potrivit tradiției, mărțișorul este un mic obiect de podobă legat de un șnur, împletit dintr-un fir alb și unul roșu. Acesta apare atât în tradiția românilor, cât și în cea a bulgarilor, macedonezilor sau albanezilor. Între 1 și 8 martie, femeile și fetele primesc mărțișoare.
pe care le poartă pitorată lunii martie, ca semn al sosirii primăverii. Adeseori, împreună cu mărțișorul, se oferă veră și flori timpurii de primăvară, cea mai reprezentativă fiind ghiocelul. La finalul lunii martie, mărțișorul este prins de ramurile unui porc fructifer, obicei despre care se spune că va aduce belșug în casele oamenilor. Astfel, la începutul lui aprilie, într-o mare parte a satelor României și Moldovei, precum și în Bucovina, pomii sunt împodobiți de mărțișoare.